Medicul stomatolog Mihaela Dascăl își dorește de ani de zile înființarea la Roman a unui centru de permanență în vederea acordării asistenței de specialitate în zilele de sâmbătă și duminică, dar mai ales pentru noapte. Mă chinui de 3 ani de zile să fac un centru de permanență funcțional de medicină dentară la Roma. Am făcut cerere, am vorbit la județ, am vorbit cu șefa direcției sanitare de la județ, care era atunci, respectiv doamna doctor Căiescu. Toată lumea a spus că se poate realiza, că mă va sprijini, dar nici la ora actuală nu am primit sprijin de nicăieri. Ăsta este unul dintre motivele care m-au provocat să fac parte alături de doamne și domnișoare din această societate, pentru că, fiind unite, fiind multe, vom învinge și sunt convinsă și o să obținem și lucrul ăsta la Roman, care este de mare necesitate. Medicul Romașcan este dispus să pună la dispoziție pentru materializarea acestui proiect spațiu și aparatură în propria clinică și solicită direcției sanitare doar avizul pentru înființarea unui asemenea centru și fonduri pentru plata medicilor și personalului care urmează să facă gărzi. Locuind lângă clinică, aproape că nu există noapte, dacă uit să-mi scot citofonul din priză, cel puțin o persoană să nu se adreseze la locuința mea personală pentru a cere ajutor. Este un lucru care tare mult l-aș dori în Roman și zic eu că de necesitate pentru romașcani. Ținând seama că există 7 sau 8 centre de permanență pe medicină generală, cred că ar fi necesar în condițiile în care eu pun la dispoziție locație, aparatură, materiale și îmi trebuie un fond minuscul pentru a plăti cadrele care vin să asigure asistența de urgență, în special nopțile. Medicul stomatolog declară că are cunoștință de adresabilitatea scăzută la cele 7 centre de permanență pentru medicină generală, după părerea sa, prost amplasate, dar susține că nu este cazul stomatologiei, specialitate de care este mare nevoie sâmbăta și duminica și mai ales noaptea, când pacientul cu absces și dureri îngrozitoare nu are cui să adresa pentru asistență medicală de specialitate. Vom reveni cu un punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică NAMS pentru a vedea care sunt impedimentele care nu permit materializarea acestui centru imperios necesar pentru asigurarea asistenței stomatologice de urgență în Roman și zonă.